Bine v-am găsit la întâlnirea noastră săptămânală cu șahul, sportul minții. Sunt Bogdan Muzgoci și începând cu această ediție, 101, voi fi partenerul de Lieduca. Îi mulțumim lui Amedeo Ene, care din motive personale a fost nevoit să renunțe. Deci astăzi vă invit la o călătorie pe tabla cu 64 de pătrate. Nu uitați, puteți urmări emisiunea noastră în fiecare săptămână, sâmbăta, de la 12.30 sau duminica, în reluare, de la 13.30. Astăzi vă propunem spre rezolvare următoarea problemă de șah publicată în anul 1999 cu 20 de piese. Albul rege A1, damă D8, turn D4, nebun A5, nebun C8, cal C2, cal C5 și pionin C3, F3, F5 și G3. Negrul, rege E5, turn A3, turn F4, nebun E4, nebun H2, cal D6, cal G8 și pioni în A2 și C7. Enunțul problemei este: albul mută și dă mat în două mutări. Vă invităm să ne trimiteți, ca de obicei, răspunsurile și comentariile dumneavoastră pe adresa de e-mail shah@realitatea.net. Între timp cât vă notați datele problemei, îi felicităm pe 5 dintre telespectatorii noștri fideli care vor primi câte un ceas de șah de la sponsorul nostru TamTam Toys: Alexandru Andrei din Iași, Stelian Stanea din Brașov, Gheorghe Cioban din Suceava, Emil Palade din Bacău și Gheorghe Vergiliu. Mai mult de 1100 de jucători din 46 de state au participat la campionatul european de șah pentru juniori de la Mamaia, încheiat de curând. Masiva participare demonstrează încă o dată popularitatea sportului minții. Să urmărim un material. Săptămâna aceasta a avut loc în România campionatul european de șah pentru copii și juniori, desfășurat în pavilionul expozițional din Mamaia. La ceremonia de deschidere a fost prezent Georgios Macropoulos, prim vicepreședinte al Federației Internaționale de Șah, FIDE, precum și Sorin Avram Iacoban, președintele Federației Române de Șah. A fost intonat imnul României, iar steagurile celor 48 de state europene au fost prezentate pe scena amenajată în piața Perla din Mamaia. La startul competiției s-au prezentat 1137 de șahiști, cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani. Titlul de campion european sub 18 ani i-a revenit lui Jesper Tybo din Danemarca. Locul 2 a fost adjudecat de către Jadran Coplența din Croația, iar pe locul 3 s-a clasat șahistul român Bogdan Daniel Deac. Tot câte o medalie de bronz pentru România au obținut și șahiștii George Ileană și Dragoș Antonică, la categoria sub 16 și respectiv sub 12 ani. La fete, titlul de campioană europeană sub 18 ani a fost obținut de către Sona Asatrian din Armenia. Sprijinul mass-mediei centrale și locale, mulțumiri aducându-se postului de televiziune Realitatea TV și Ager Press. Thanks to local and national mass media, especially to Ager Press and Realitatea TV. Aș vrea alături de mine să invit președintele Federației Române de Șah, domnul Sorin Avram Iacoban. We have the honor to invite on the stage the Romanian Chess Federation President, Mr. Sorin Iacoban. Bună seara! Good evening! Bună seara, România! Bună seara, Mamaia! Iată-ne la finalul celei mai mari competiții sportive din România și a celei mai mari competiții sportive găzduite de Federația Română de Șah. Competiția a fost organizată de către Elena Cristian sub egida Federației Europene de Șah cu sprijinul Federației Române de Șah în colaborare cu Primăria Constanța și Asociația Județeană de Șah Constanța. Urmează Delia Duca Iliescu. Ea este cea care ne aduce, ca de obicei, noi probleme de pe tabla cu 64 de pătrate. Bună ziua și bine v-am regăsit! Voi începe ca de obicei cu problema propusă în ediția trecută, în care vom vedea un joc foarte frumos al calului, iar apoi vom continua cu o altă partidă, în care vom vedea de asemenea puterea acestei piese, și anume a calului. În
problema propusă în ediția trecută, foarte mulți telespectatori au propus o anumită mutare care avea aceeași idee ca cea corectă, dar care putea fi barată de o singură mutare a negrului. În poziția inițială, regele negru este în centrul tablei. Vedem că nebunul negru este legat. Iar acest pion al albului nu este apărat de nimeni. Dacă am încercat să-l apărăm, am putea să amenințăm turn E6 mat, dacă regele negru nu ar putea să mai captureze pionul. Și atunci, cum spuneam, unii telespectatori au propus mutarea turn C5 cu această idee de a apăra pionul din D5. Și în acest moment se amenință două maturi, atât turnia la E6, cât și F4, ceea ce deja ne face să ne gândim că probabil nu este soluția corectă, având aceste două amenințări care fac problema ca și compoziție să fie mai puțin frumoasă, dacă ar fi fost aceasta soluția. Și, cum spuneam, turn C5 nu este soluția problemei, pentru că negrul se poate apăra de ambele maturi cu o mutare simplă, calea la D5. A apărat atât câmpul F4, în acest moment nu mai este mat pentru că poate să captureze pionul, și în același timp a capturat pionul din D5, deci nu mai avem turnia la E6 cu mat. Așadar, turn C5 cu ideea de a apăra pionul din D5 nu era soluția problemei, dar soluția era asemănătoare cu aceeași idee, și anume calb E6. După calb E6, albul a realizat același lucru, a apărat pionul din D5, amenință turnia la E6 și de această dată vom vedea că negrul are două apărări, dar la ambele avem câte un mat pregătit. Și anume, la turnia la D5, evident nu mai avem turnia la E6 pentru că negrul ne-a capturat pionul, dar putem să jucăm cal C4 cu mat. Am venit cu acel cal și putem să dăm mat. Iar la calea la D5, mutarea cu care negrul s-a apărat în cursa problemei turn C5, nu mai avem cal C4 mat, pentru că negrul, jucând cal D5, a deschis linia de acțiune a turnului propriu și ar putea să ne captureze calul și să mai amâne matul. Dar după calea la D5, ne uităm ce slăbiciune și-a creat negrul și-a închis linia turnului și în acest caz putem să jucăm cal D7 și este mat. Aceasta a fost problema propusă în ediția trecută și vom vedea în continuare o partidă jucată de marele maestru Mircea Pavlov, în care vedem de asemenea forța acestei piese deosebite, și anume a calului. Continuăm așadar cu o partidă jucată de marele maestru Mircea Pavlov, căruia vreau să-i urez la mulți ani cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 80 de ani. În această poziție s-a ajuns într-o partidă jucată de dânsul în anul 1963, în care era cu albul, iar ultima mutare a negrului a fost damă B6. Observăm că albul are acest cal pe coloana G și negrul probabil intenționa deja să joace turn B7. Dar albul, fiind la mutare, a capturat pionul din F6. Moment în care negrul nu a capturat și el pionul, cum ar fi fost natural să joace, ci s-a gândit că poate să joace turn B7, să-și continue planul. În acest moment, calul alb este atacat de două ori, iar dacă de damă și de turn, și apărat o singură dată de dama albă, iar dacă ar fi încercat să mute din cal, negrul ar fi putut să captureze chiar în B2. Deci, turn B7 părea o mutare tentantă pentru negrul. Și totuși, după gheala F6 și turn B7, albul are în acest moment o mutare spectaculoasă, după care negrul a cedat un sacrificiu de damă, și anume damă E8. Iar după turnia la E8,
ar fi urmat turnia la E8 și negrul nu mai are nicio posibilitate de a juca. Singura mutare posibilă ar fi dama de 8 și vedem un mat spectaculos cu ajutorul calului alb, care, deși nu este apărat de nimeni, totuși are în continuare forță. Aceasta a fost partida, sfârșitul de partida pe care am vrut să-l prezint. Vă aștept și data viitoare cu alte probleme la fel de interesante. Astăzi vă prezentăm portretul lui Mircea Pavlov, antrenor emerit și maestru internațional. Să urmărim un material despre un maestru care și-a pus amprenta pe șahul românesc. Onorată audiență, un monstru sacru al șahului românesc, care astăzi, acum, aici, împlinește frumoasa vârstă de 80 de ani, domnul Mircea Pavlov. Vreau să vă spun că eu trebuie să mulțumesc pentru această onoare, pentru că mie șahul mi-a dat mai mult decât am dat eu. Nici e mai dreptat, nu asta e călcarea calității. Acesta este Mircea Pavlov și anul acesta, pe 14 septembrie, a făcut 80 de ani. Emisiunea Strategii în alb și negru îi dorește sănătate și viață lungă. Aici îl vedeți cum le vorbește cu pasiune și hotărâre despre șah unor școlari din comuna Liești. Mărturisește că s-a apucat de șah dintr-o ambiție copilărească. Am copilărit în orașul Buzău. De fapt, acolo am făcut primii pași în șah. Am învățat șah de la un prieten de-al meu care mă bătea de mă stingea. Și atunci, mama, ca să mă ambiționeze, mi-a adus un șah, ceea ce era mare lucru pe vremea aia. Și am început să joc cu copiii la școală. Începutul ca adevărat șahist a fost prin anul 1951, când am venit cu familia în București. Timp de 2 ani, 1964 și 1965, a reprezentat de 2 ori culorile naționale la Cupa Mondială de Șah. În 1965, 1973 și 1977, participă la Campionatul European de Profil, unde câștigă în 73 medalia de bronz pentru scorul individual. În 1971, 1973 și 1976, câștigă 3 medalii, de aur, de argint și de bronz, la Campionatul pe echipe din Balcani, iar la Jocurile Olimpice de Șah de la Nisa din 1974 ocupă o poziție de top. Palmaresul său cuprinde participări și succese la toate turneele și competițiile majore din țară și pe plan mondial. Primul meu antrenor a fost maestrul Henry Kapuscinski, care avea o cultură extraordinară și mi-a dat să citesc. Partidele alese ale lui Capablanca a fost cartea mea de căpătâi, prima carte, își amintește Pavlov. A început ca jucător și a urcat toate treptele afirmării din lumea șahului. De-a lungul anilor a condus și a antrenat de 9 ori echipele olimpice de șah ale României, cucerind medalia de argint cu echipa olimpică feminină la Olimpiada de șah desfășurată în Elveția în anul 1982. Recent s-a deplasat în Ungaria la Győr, unde a antrenat șahiștii români participanți la Olimpiada de șah pentru echipe de juniori sub 16 ani, printre care și pe Bogdan Daniel Deac. Autor recunoscut în lumea șahului, Pavlov a publicat nenumărate cărți, volume și lucrări, având ca teme șahul, una dintre ele fiind o lucrare de referință, Cooperarea tactică, în 3 volume. Crezul lui Mircea Pavlov despre șah se rezumă la o frază care spune totul despre complexitatea acestui joc și despre influența benefică pe care o are asupra jucătorilor. Șahul te obligă să fii corect, să fii cinstit, să fii drept și să ai caracter. Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă așteptăm și data viitoare pentru alte povești interesante din șah. Așteptăm desigur și comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook. Nu uitați întâlnirea noastră cu șahul în fiecare weekend. Noi vă așteptăm!